cuvântul Domnului pe care îl vom citi în această seară din Isaia, capitolul 51. Vom citi primele 6 versete. Isaia, capitolul 51. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost șopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara, care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Ia aminte spre mine, dar, poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Ridicați-vă ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, că cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta mi-am intitulat predica Ridică-ți privirile, ridică-ți privirile. Umblăm cu capul în jos, de dimineața până seara. Căutăm în noroiul acestei lumi ceva valoros. Cred eu că a veni la biserică este un prilej extraordinar să ne ridicăm privirile puțin de la preocupările astea zilnice ale noastre, să ne ridicăm privirile în sus și să vedem niște lucruri care pot să ne schimbe viața și pot să dea un rost existenței noastre. Profetul Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, cum mi se spune, apelează în textul acesta la oamenii care umblă după neprihănire, care caută pe Domnul, oameni care umblă după neprihănire și care caută pe Domnul. Sunt convins că cei care vin la biserică caută neprihănirea, umblă după neprihănire și îl caută pe Domnul. Altfel nu cred că avea rost să veniți într-o asemenea seară aici, dacă nu ați vrea să-L căutați pe Domnul. Ei bine, nouă, profetul lui Dumnezeu ne spune în această seară, ridicați-vă ochii, privirile, uitați-vă unde trebuie, pentru că ne petrecem timpul cu capul în jos, la munca noastră, la preocupările noastre de fiecare zi și nu vedem niște adevăruri fundamentale care ar putea să ne schimbe existența. Eu cred că ar fi mult mai puțin atei în lumea aceasta dacă și-ar ridica puțin privirile să se uite acolo unde spune profetul Isaia. În primul rând, profetul Isaia apelează la cei care umblă după neprihănire și care caută pe Domnul și spune așa, privește-te în oglindă, ești o creație divină. Privește spre stânca din care ați fost ciopliți. Tu nu ești o întâmplare a Universului, nu ești un accident. Nu ești o apariție în milioanele de ani a unui șir de întâmplări absurde, aleatorii, ci ești produsul unei inteligențe. Este un sculptor care te-a săpat, care te-a ascultat din stâncă. Ești o creație divină. Dacă noi am începe să ne vedem în fiecare zi ca o creație divină, comportamentul nostru și atitudinea noastră față de ceilalți oameni ar fi foarte diferită, nu-i așa? Dacă lumea contemporană ar vedea în semenul nostru de altă culoare, de altă națiune, de altă religie, cineva creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cred că relațiile dintre popoare, dintre neamurile pământului ar fi altele. Dar vedem în semenul nostru, cine știe, produsul unei maimuțe păroase care în lanțul evoluției a produs ființa asta diferită decât noi. Pentru că nu vedem cine suntem, pentru că nu știm cine suntem, ne purtăm ca atare. În seara aceasta am găsit ceva
care mi s-a părut extrem de interesant și am să vă citesc și dumneavoastră să vă spun aceste lucruri. Știți că 72% din conținutul organismului nostru este apă. La fiecare 16 zile, aproape toată apa asta este înlocuită. Știți asta? La fiecare 16 zile se schimbă apa. Întregul organism al nostru. 72% din organismul nostru se schimbă tot la 16 zile. Elemente grele, cum ar fi carbonul, sodiu, potasiu, ocupă organismul nostru nu mai mult de 8 sau 11 luni. După 11 luni sunt înlocuite și ele. Calciu și fosforul care formează oasele noastre sunt înlocuite printr-o dinamică foarte interesantă de dizolvare și cristalizare și oasele noastre se schimbă în mod complet. Iată câteva din organele noastre care sunt schimbate în mod total și timpul. Căptușeala stomacului și intestinul se schimbă la fiecare 4 zile. Știți asta? De unde să știm, nu-i așa? Gingiile noastre se schimbă la 2 săptămâni. Știți că după 2 săptămâni o să vezi gingii noi? Pielea este înlocuită la 4 săptămâni. Ficatul este înlocuit la fiecare 6 săptămâni. Inima este înlocuită la fiecare 6 luni. Celulele de suprafață implicate în procesul de digestie, de la nivelul cavității bucale până la nivelul intestinului gros, sunt înlocuite la fiecare 5 minute. 5 minute. Este fantastic, nu-i așa? Ce se întâmplă cu noi? În aproximativ un an de zile, din acest moment, fiecare dintre dumneavoastră veți fi schimbați radical 100%. Nu va rămâne nici măcar un singur atom care să rămână întotdeauna în organismul nostru. Știți că este un alt lucru care este și mai fascinant. 33% din greutatea organismului nostru nu suntem noi. Știți asta? Nu suntem noi. Este un conglomerat de bacterii, virus, paraziți și alți vizitatori, așa, care compun 33% din greutatea noastră. Eu cred că am mai mult. Așa. Ce este și mai de scandal este că numărul acestor bacterii e mai mare decât numărul celulelor organismului nostru. Și nu murim, Domnule. Dacă procesul acesta este atât de dramatic și schimbările sunt așa de mari, întrebarea filozofică este tulburătoare. Dacă fiecare atom din corpul nostru este înlocuit în fiecare an, cine suntem noi de fapt? În cazul în care nu suntem celule organismului și nici atomii care formează corpul nostru, cine suntem noi? Înseamnă că nu suntem toate elementele astea care se schimbă, suntem ceva mult mai mult. Suntem o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta suntem. Pe măsură ce oamenii de știință studiază corpul uman, ființa umană, sunt tot mai șocați, tot mai mirați de măestria Creatorului nostru. De aceea te rog, privește în oglindă. Ești o creație divină. Ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne umple de bucurie. Asta trebuie să ne dea demnitate. Asta trebuie să ne facă să ne ridicăm în picioare cu toată demnitatea unui copil de Dumnezeu, unei creații divine. Într-o lume care vinde oamenii pe bani, într-o lume care îi abuzează, într-o lume care îi ucide, într-o lume care exploatează, într-o lume care pregătește bombe pentru fiecare dintre noi. Știți că mi se pare că avem în jur de 20 de tone de trinitrotoluen pe cap de locuitor. Cam atâta. Câtea bombe există să ne distrugă. Cred că trotilul ăsta ar fi fost suficient vreo jumătate de kilogram să ne termine, nu? Dar noi am făcut 20 de tone. 20 de tone pe cap de locuitor. De ce se întâmplă asta? Pentru că în ochii noștri nu știm cine suntem. Nu ne uităm la stânca din care am fost șopriți. Nu ne vedem o creație divină.
Și dacă nu suntem creație divină, putem să omorâm creația asta, putem să omorâm înainte să se nască, nu-i așa? Și America își ucide noua generație, probabil savanții care pot să ne vindece de cancer sau să ducă soluții pentru viitorul acestei țări. Omorâm în pântecul mamei în fiecare zi. Doamne, cum s-ar schimba această lume dacă ne-am ridicat privirile puțin să ne uităm cine suntem? Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, profetul Isaia spune, privește în urmă, uită-te cine ai fost și de unde ai fost salvat, tu care cauți neprihănirea și care îl cauți pe Dumnezeu. Privește la gaura gropii din care ai fost scos. Probabil că unii dintre noi am uitat cine am fost. Sigur că da. Am fost la un moment dat la o întâlnire a părinților care discutau despre soarta copiilor. Și știți, ce îngrijorați suntem noi de soarta copiilor noștri. Și au luat cuvântul câțiva părinți și știți, la noi așa se întâmplă la români. Spune unul ceva, e ca și mersul prin zăpadă. Nu? Se duce unul, așa și toată lumea merge pe pârtia aia. A zis unul că e vai și amar de generația asta, toată ziua cu capul în computer, în telefoane, droguri, și apoi au început să blameze toată lumea, tânăra generație. Și au zis tot ce au știut e rău despre propriilor copii. La un moment dat m-am supărat și am zis, stop, eu nu mai vreau să aud nimica. Dumneatale ai fost un sfânt, așa te-a născut mama dumneatale, neprihănit și sfânt. Da, de unde, frate, am fost un bețiv ordinar. How in the world ai uitat chestia asta? Cum te-ai uitat din ce groapă te-a scos Dumnezeu pe tine? Pentru că oamenii care caută neprihănirea, cred că au și prins-o câteodată, nu? Și uită cine au fost. Uită opincele la barieră, cum zicea noi români, nu? Dintr-o dată suntem domni, dintr-o dată suntem la oraș. Și am uitat că am agățat opincele la barieră când am intrat în oraș. Nu? Țin minte, eram la liceu la Asebi și am venit pe jos, într-o luni dimineața, barieră, vine trenul, Arad, Brad, circulație mare, un sfert de oră înainte de a veni trenul, puneau barieră, băieți. Și a venit un băiat săran la piață cu capra și a legat-o de barieră. Nu? Și ăștia n-au anunțat când ridică bariera. Și beata capră era spânzurată sus la barieră. Ne-am uitat opincile la barieră și au ridicat ăștia bariera și am intrat domni în oraș. Am uitat cine suntem. Uităm și blamăm pe alții și arătăm cu degetul cine ce-a făcut. Dar noi am uitat cine am fost. Pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea ta, hei, listen, uită-te bine în urmă. Uită-te bine de unde te-a scos Dumnezeu pe tine. Du-ți aminte de groapa aia unde ai fost. De stilul acela de viață, de minciuna în care ai trăit, de adicțiile care le-ai avut. Gândește-te bine la lucrurile și nu le uita niciodată. Una dintre binefacerile lui Dumnezeu de care n-ar trebui să uităm niciodată este asta. Eu cred că David când a zis, nu uit niciuna din binefacerile lui, s-a gândit la ziua când Dumnezeu l-a scos din groapa aia de noroi, l-a scos afară din groapa aceea. Știți că pușcăriile în vremea lui Isaia și până în timpurile moderne erau niște gropi mari săpate în pământ, și în care erau aruncați prizonierii și nu se putea ieși din gropile alea. De obicei, pereții erau invers. Săpați, nu erau verticali și n-ai cum să urci, să ieși afară din groapa aceea. Și prizonierii erau aruncați în groapa aia. Acolo li se arunca mâncare și acolo înotau foarte curând în noroiul care se crea din excrementele lor, din ploaie, din mâncare neconsumată. Era un noroi în care înotau groapa cu noroi. Și ori de câte ori oamenii lui Dumnezeu spun din ce groapă ne-a scos Dumnezeu, ei se gândeau la pușcăria aceea de altă dată. Și a întins Dumnezeu mâna și ne-a scos de acolo. În Psalmul 40 spune că ne-a curățat, ne-a spălat și ne-a pus pe o stâncă și ne-a pus în gură o cântare nouă.
ne-a scos Dumnezeu de acolo. Dacă trebuie să ne ridicăm privirile și să ne uităm undeva, uitați-vă ce am fost. Și mulțumiți lui Dumnezeu. Pentru că dacă avem înainte ochilor noștri imaginea aceasta, nu o să-i mai judecăm pe alții așa repede. O să avem milă de ei, o să avem compasiune de ei. Noi, biserica noastră, spunem foarte des, noi credem în reabilitarea oamenilor. M-am rugat la un moment dat să-mi dea Domnul biserica asta pe toți ăia pe care resping bisericele alealte. Pe toți ăia care scot afară sfinții care au uitat de unde i-a scos Domnul. Pentru că am început să înțeleg că există două feluri de păcătoși, prinși și neprinși. Și păcătoșii neprinși îi scot afară pe aia prinși. Și m-am rugat lui Dumnezeu să ne dea nouă, să vină aici. Să ne pocăim împreună, să ne întoarcem la Dumnezeu împreună. Dacă lucrul ăsta nu-l uităm, atunci vom avea compasiune pentru alții, înțelegere, dragoste și acceptare. În al treilea rând, privește în istorie. Nu uita binecuvântările lui Dumnezeu din istorie. Uitați-vă la părintele vostru Avram și la Sara. Uitați-vă la părinții voștri, aduceți-vă aminte de părinții voștri. Cum a purtat Dumnezeu de grijă părinților voștri? Știți că fiecare generație, și lucrul ăsta ar vrea să-l notați, și să încercăm să gândim foarte diferit, fiecare generație trebuie să-și redefinească modul în care se închină și laudă pe Dumnezeu. Știți asta? La vremea mea am fost rebel, nu? Eram împotriva pastorilor, nu știam ce cu ăștia, domnule, nu ne lasă să cântăm muzica asta nouă ce era pe piață la vremea aceea, nu? Te aleg mereu, era muzică ușoară, era aproape interzisă în biserică, nu? Erau pocăite numai cărțile de cântări. Tot ce nu era în carte de cântări nu era pocăit. Fiecare generație trebuie să-și redefinească modul în care se închine lui Dumnezeu. Și is nothing wrong dacă se închină diferit decât noi. Nu este nimic diferit, deosebit, și nu este nimic periculos dacă cântă alte cântări și în altă limbă decât noi. Nu este nimic greșit dacă ridică mâinile sus sau bat din palme când laudă pe Dumnezeu. Sau să leagă ca soldații aceia americani unul de altul și laudă pe Dumnezeu. Nu este nimic, pentru că fiecare generație își redefinește modul în care se închină înaintea lui Dumnezeu. Uită-te la istorie, învață din ea, nu repeta greșelile ei, învață că Dumnezeu a purtat de grijă părinților tăi și o să-ți poarte și ție. Am mai spus asta într-o criză prin care noi am trecut, așa ca familie, Rodica n-a putut dormi o noapte și spunea că zăcând așa și stând noaptea nedormind, și a adus aminte dintr-o dată de copilăria ei. Și parcă dintr-o dată așa Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă toate momentele mari prin care familia ei a trecut, de când a fost mică. Boala mamei, tot felul de necazuri, de suferințe prin care a trecut. Și zicea, nu înțeleg de ce așa dintr-o dată m-am adus aminte de toate astea de la rând. Dar parcă Duhul lui Dumnezeu a zis, dacă eu am avut grijă de voi în toate perioadele alea de criză, o să am de grijă de voi și în continuare. Uitați-vă la părinții voștri, uitați-vă în istorie, învățați din istorie. Priviți la părintele vostru Avram și la Sara. În al patrulea rând, privește la minunile creației lui Dumnezeu. Nu obosi să te minunezi de creația lui Dumnezeu. Ridică-ți ochii spre cer și privește jos pe pământ. Privim jos spre pământ, poate găsim ceva, nu? Spre cer, mai rar. Dar minunează-te de creația lui Dumnezeu, dă slavă lui Dumnezeu pentru toate minunile care El le face, bucură-te de creația lui Dumnezeu. Ieși afară în grădină dimineața și ascultă cum cântă păsările. Am stat într-o seară și am ascultat-o, cred că e o privighetoare, și
Cred că am numărat așa până la vreo 25 de triluri diferite pe care le scotea pasărea asta. Am obosit eu, n-am mai știut să număr. Probabil n-am mai știut să fac distinție între ce am auzit înainte și ce mai cânta asta, dar cred că avea un repertoriu formidabil, extraordinar. Minunează-te de creația asta lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut. Laudă-L pe Domnul. Apropo, știți ce un copil zice că a venit la tata și a zis, tate, ce a... Woodpecker, ciocănitoare. Ce este ciocănitoare? Tata, care era într-un moment mai delicat, zice, ciocănitoare este o privighetoare cam la un an după căsătorie. Gândește-te la minunile lui Dumnezeu. Uită-te sus în cer și jos pe pământ. Bucură-te de flori. Bucură-te de frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în jurul nostru. Ești parte din această creație extraordinară, ești parte din această minune continuă a lui Dumnezeu. Fiecare răsărit de soare este diferit de celălalt, de ieri. Fiecare apus de soare. Și mai ales aici în Arizona suntem binecuvântați cu niște apusuri de soare absolut extraordinare. Imortalizați-le, luați telefonul, pozați-le, unii le mai pozați și le puneți și pe Facebook. Dar minunați-vă și bucurați-vă de creația lui Dumnezeu. Dacă stai tot cu nasul în lucru și în cărți și eu știu, nu mai vezi lucrurile astea, nu mai vezi lucrurile astea. Civilizația asta americană care a produs betonul și oțelul, nu? Ne fură bucuria peisajului, ne fură bucuria naturii. Du-te, natură, pune-te în mașină și du-te undeva să vezi. Să vezi și să miroși trandafirii, cum se spune. Du-te să te bucuri de creația asta a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a făcut pentru noi și suntem parte din această minună continuă a Lui. Și vreau să închei cu ultimul. Privește la Domnul și în cuvântul Lui cel Sfânt. Ia aminte la mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea în lumina popoarelor. Pune mâna pe cartea Domnului, citește în ea, ia aminte la ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Dacă este vreo carte neglijată în casele noastre, este Biblia. O citim rar, o citim numai la nevoie, o citim la necaz. Ne rugăm și ne duce pe genunchi dezastru și nu disciplina. Îl căutăm pe Domnul când avem nevoie de El, așa cum îl sunăm pe instalator să vină că nu mai curge apa la chiuvetă. După care nu ne mai interesează instalatorul ăla deloc. Îl căutăm pe Domnul când nu mai funcționează rinichii, când bate inima mai mult decât trebuie, când se ridică tensiunea, atunci căutăm pe Domnul. Căutați pe Domnul și căutați în cartea lui Dumnezeu. De la mine vine legea, spune Domnul, de la mine vine învățătura, de la mine va ieși legea și voi pune legea mea, lumina popoarelor, lumina națiunilor, vine de la Domnul, vine de la legea lui Dumnezeu, vine din cartea lui Dumnezeu. Pune mâna pe ea să o cunoști. Mi-a plăcut așa de mult ce spunea fratele Pruneanu. Nu poți să iubești ceea ce nu cunoști. De fapt, știți că în Biblie a iubi și a cunoaște sunt împreună două verbe sinonime. Adam a cunoscut-o pe soția lui. Ok? A iubi și a cunoaște este tot una. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult ca să-L iubim mai mult. Trebuie să ne apropiem de El ca să se apropie și El de noi. Trebuie să deschidem cartea lui Dumnezeu și să lăsăm să ne vorbească această carte a lui Dumnezeu. Nu trebuie să mai citim Biblia, să facem debate sau să-i contrazicem pe frați. Țin minte și n-am să uit niciodată asta, când mă cerceta reumatismul, eram în Oradea și mergeam la Băile Felix. Am plecat la Băile Felix, apă caldă, mai ales iarna, aveam nevoie de așa ceva. Și cum am intrat în strandul acela, am auzit pe cineva care, pacea Domnului, frate Lascău!
nici nu intrasem în apa aia roșie, deja eram caldă, că eram roșu deja tot. Ce vino repede, frate, că e un frate baptist aici care nu crede în vorbire în alte limbi. Prima mea reacție a fost asta. Îneacă-l, frate, am spus. Bagă-l în apă și terminăm cu el. Au râs toți din ștrand. Eu nu m-am dus la ștrand, domnule, să am dezbateri teologice, nu să-i înnec pe ea care nu cred ca și mine. Nu? Nu citi Biblia să-i înneci pe ea care nu-s de acord cu religia ta. Citește-o să te schimbi tu. Citește-o să-ți vorbească ție Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Adună versete împotriva ta și a naturii tale păcătoase, dacă vrei, nu împotriva păcatelor altora. Eram, frate Petraș, la Arad, dar nu la biserica voastră. Și nu îndrăznesc să spun la care. Și când am ieșit afară, a venit un frate la mine, a vorbit despre farisei. Am avut eu ciudă pe ei atunci și am tras pe ei de numai nu. A venit un frate la mine, zice, frate, păcat că ăla de care ai vorbit nu a fost la biserică în seara asta. Acum eu îl știam bine pe ăsta și zice, a fost, frate. N-a fost, frate, ba a fost. Nu te duce la biserică să auzi predici împotriva altora. Du-te la biserică să auzi predici împotriva ta, împotriva naturii tale păcătoase, împotriva lucrurilor pe care trebuie să le schimbi. Deschide Scriptura pentru tine, nu pentru alții. Privește la Domnul și în cuvântul Lui cel Sfânt. Iată cinci direcții în care ar trebui să ne ridicăm privirele. Să ne ridicăm privirele care le ținem în jos, la preocupările noastre de fiecare zi și, Doamne, cât de mărunte și cât de efemere sunt, și ar trebui să ne uităm cine suntem, de unde ne-a scos Dumnezeu, să ne uităm la natura înconjurătoare, la minunile creației, să ne aducem aminte de istorie, de unde venim și în același timp să ne uităm la Domnul, să privim la Domnul, să ne ridicăm privirile spre El, pentru că atunci când îți ridici privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și nu o să mai arăți așa încruntat, ci o să arăți tot mai bine, pentru că chipul Domnului Iisus Hristos va străluci pe fața ta. Vreau să închei cu versetele pe care le spune Isaia în continuare și aș vrea să fiți atenți la versetele acestea. Eu vă mângâi, dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontemnit toată ziua înaintea mânie supritorului? Când umblă să te nimicească, unde este mânia supritorului? În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care stârnesc marea și fac să urle valurile și a cărui nume este Domnul oștirilor. Am ales textul acesta și am vrut să vă-l pun aici pe ecran pentru că aici în urmă sunt două versete prin care Dumnezeu mi-a vorbit personal într-un mod extraordinar. Aveam deja actele să venim în America și m-a vizitat la Oradea un frate dintr-o altă biserică, o altă denominație și a vrut neapărat să stea de vorbă cu mine. Și într-o convorbire care a durat probabil vreo 2 ore, m-a convins că n-am ce căuta în America. Că locul meu este în România, că trebuie să rămân acolo. Și a fost așa de convingător încât pur și simplu mi-a schimbat modul în care gândeam. Eram așa de tulburat. Știam că în curând voi primi pașapoartele și trebuie să plec în America. Știam opresiunea comunistă sub care eram. Știam toate aceste lucruri, dar cuvintele acestui om m-au tulburat foarte mult.
Și atunci am făcut unul dintre lucrurile care probabil că ar trebui să le mai fac și eu și să le facă și alții. M-am dus să-L întreb pe Domnul. Dar nu m-am dus să sun la proroci, nu m-am dus să fac nimic altceva, m-am încuiat într-o cameră la etaj și am spus: Doamne, nu o să ies de aici. Ascultați-mă, am fost așa de hotărât, nu o să ies de aici până nu-mi vorbești. Eu nu plec de aici până când nu-mi vorbești. Vreau să știu ce fac cu viața mea. Omul ăsta m-a convins că păcătuiesc dacă plec în America, pe partea cealaltă, familia și realitățile lumii comuniste în care eram, mă forțau să plec. Nu plec de aici până când nu îmi vorbești. Nu știu cât a durat. Ore în șir am plâns, m-am rugat, am stat pe flor, am adormit acolo. Dar la un moment dat m-am trezit cu versetele acestea două în minte. Isaia 51, versetul 14 și 15. Isaia 51, versetul 14. Am luat Biblia, imediat am căutat-o. În curând cel încovoiat sufiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care strânesc marea și fac să-i urle valurile, a cărui nume este Domnul oștirilor. Pentru mine a fost o voce de la Dumnezeu din ceruri, cuvântul acesta mi-a vorbit în mod personal, am luat decizia să plec și iată-mă, sunt aici aproape de 30 de ani. Căutați în cartea Domnului să vă vorbească Domnul. Uitați-vă în direcțiile în care spune Isaia, pentru că dacă nu ne uităm acolo, vom tremura în fața oamenilor. Vom tremura în fața supritorului. Vom tremura de frica celui muritor și a omului care este trecător ca iarba. Dar atunci când ne ridicăm privirile și știm că suntem o creație divină, știm că pentru noi a murit Iisus Hristos și ne-a scos din groapa pieirii, știm că venim dintr-o istorie extraordinară a mântuirii, când cerurile și pământul spun slava lui Dumnezeu și cartea Domnului este scrisoarea lui de dragoste, viața noastră se schimbă și nu ne mai temem de oameni. Ne temem de Domnul, Cel care merită să ne temem de El, numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune și haideți cu toții să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru cuvântul care ne l-a dat, pentru părtășia care am avut-o și să cerem binecuvântarea Domnului pentru săptămâna care urmează și dacă puteți să amintiți Domnului și de călătoria mea în România și în Anglia, mijlociți înaintea Domnului, să ne rugăm. Doamne,